trecem în 2018, vorbim de el ca și când deja ar fi, asta e, încă un an, iar o să treacă și ăsta ca o sclipire de o secundă, dar ne vom bucura și de el, cum ne-am bucurat de altfel și de 2017. Astfel de evenimente în 2018, Liviu Stanciu a gândit, au ba. Bineînțeles, sunt deja programate evenimente până pe la sfârșitul februarie în 2018. Avem și taraf. Să nu zici, din Clejani. Mai bine de atât, ei sunt din Clejani. Taraf de Caliu, normal. Se de prin zona de pe aici? Nu, 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 chiar din Clejani sunt. A, tot din Clejani, dar nu e Viorica și Ionita. Taraf de Caliu este, de fapt, fostul taraf de Haidux, din care Ionita a plecat, el fiind un membru al tarafului de Haidux. Cei care au fost la Johnny Depp acasă, care au filmat, care au câteva filme. Când și Ionita, desigur, era în acel taraf. Evident. Mintea nu-ți stă, clocești oricum, pregătești totul din timp, minuțios pregătit totul de altfel, nimic de zis. Mă gândesc că un nume, o dată, un invitat trebuie să fie acolo la tine, Căpușor. În ce perioadă din 2018 ar ajunge la Cult Music aici în Craiova? Sunt foarte, foarte multe evenimente care sunt discutate, dar până nu există un contract nu vreau să îmi spun nimic. Așa, ca să zicem, să dăm cumva pe surse, știi? Mergem pe ideea de surse. Ar fi ceva, nu știu, poate prin august vine Marilyn Manson. Nu că nu l-am cunoscut și n-am vorbit cu Marilyn Manson. J. Eu, mare rocker de fel, am avut ocazia să stau cum stau cu tine și cu el. Felicitări. Eu zic că e mai bine ca clienții noștri să urmărească pagina noastră de Facebook în continuare. Deci acolo își pot lua informația precisă vis-a-vis de orice eveniment care se întâmplă la Cult Music. Într-adevăr, și să știți că dacă spun Open Doors la ora 19, nu înseamnă că începe evenimentul la ora 19, atunci se deschid ușile pentru ca dumneavoastră să puteți pofti înăuntru pe rând, nu toți odată, că nu putem să vă servim pe toți odată în același timp și cu mâncare și cu băutură și cu... Exact cum deci... s-a întâmplat în seara asta. Da, din păcate. Dai și papa aici? Da, avem și o mică bucătărie care, în care facem pizza și paste. Stanciu, Cult Music, ajunge Crăciun, ați văzut Cargo, super concert, super eveniment, super atmosferă. Punem punct prezentării de la Craiova,
Noi, în schimb, o luăm pe drumurile țării, că avem de umblat în perioada asta. O să vedeți, o să tot alergăm. Am fost Oradea, am ajuns Craiova, mâine Câmpia Turzii, poi mâine Șimleu Silvanii. Vai, steluța noastră, dar să nu ne plângeți, că ne place. Și nu că nu ne-ar plăcea nouă, dar vă place și vouă. Și asta am văzut-o în audiențele pe care ni le faceți și vă mulțumim, ne înclinăm și ne bucurăm de fiecare dată. După pauza publicitară, revenim, rămâneți cu noi, vizionare plăcută încă o dată, la mulți ani, Liviu. Sărbători fericite, la mulți ani tuturor și vă așteptăm cu drag în Cult Music Club Craiova. Mersi mult! Pauză și revenim! 1, 2, 3 și noapte!